Hei, haideți fraților, începe partea a doua emisiunii, că v-am lăsat în aer așa cu noul secretar de stat de la Sănătate. Ce să fac, na, să stați pe aici și la publicitate, ca să ne luăm și noi banii boierilor, sărna? Așa, ideea e că Ciprian Bogdan a fost consilier al lui Cristian Bușoi la Parlamentul European și vicepreședinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate atunci când Bușoiu era președinte. Nu, 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 să nu-mi ziceți că nu mai știți cine e Bușoi. Mă, haideți, mă, haideți, mă, Bușoi al nostru, mă, acel băiețel cu față de păpușă prost bărbierită. Nu? Of. Marote! Da? Bușoi! Bine! Ăsta e, acest Bușoi, da, mare, o mare. Și acum, pe bune, l-ați adus secretar de stat la Sănătate pe acest mare luptător cu ciuma roșie sau e de fapt un oportunist pe care îl interesează doar relațiile, contractele și banii care ies din treaba asta? Pe mine altceva mă sperie. Vă dați seama cât de siguri sunt liberalii de victorie, cât de bazați, ce garanții or fi primit că totul e în ordine, deci permit să facă aroganțe de-astea cu câteva zile înainte de alegeri? Sigur că vom vedea, nu mai avem mult de așteptat. Bun, să mergem mai departe. Vă mai sunteți aici? Sau v-ați dat și voi demisia ca parlamentarii populiști? Nu plecați, nu schimbați canalul, hai că poate vă dau și eu niște pensii speciale. Hei, te-ai uitat la cel puțin 4 sezoane din Starea Nației? Felicitări! Vei primi o pensie specială din partea emisiunii. Bing bang! Păi ce mă doare gura să promit? Aveți un mandat de telespectator? Ok, faceți dumneavoastră o cerere și mai vedem, discutăm, să vedem dacă vă încadrați. Mai dați și voi o atenție, o măslină. Da, gata, gata, nu glumim cu așa ceva. Ați văzut ce a ieșit cu pensiile politicienilor? Câtă gargară, fără sens, mă, numai tâmpenii. Pe scurt, o mare porcărie. Să trecem așadar la lucruri serioase. A, apropo, vedeți că se scumpește carnea de porc. Marile ferme sunt nevoite să lase din preț. Scăderea prețului se petrece într-un context european. Prețurile au luat o razna în jos foarte mult. Aolo, stați că... Nu, scuze, se pare că s-a produs o mică încurcătură, o extorsiune a unui degajament de la... în două ape și am pus prețurile de la ProTV. Marote, da? Bagă prețurile de dincolo, de la concurența, acolo era cu... Bun găsit, vom plăti mai mult pentru tot ceea ce consumăm de Crăciun. În principiu, carnea de porc se va scumpi, spun producătorii. Așadar, sper că a înțeles toată lumea, anul acesta, de Crăciun, prețul cărnii de porc o să scadă sau, dimpotrivă, o să crească. Mulțumesc, vă aștept și cu alte analize similare. Bine că nu mai mănânc carne. Da, pentru sănătatea voastră n-ar fi rău să o lăsați mai subțire cu carnea de porc, iar anul acesta să vă orientați către pește. De ce spun asta? De exemplu, pentru că peștele s-ar putea să vă ferească de COVID. Ta-na-na-na-na, muzică din filme. Cercetătorii gălățeni au de gând să distrugă virusul SARS-CoV-2 cu solzi și cu măruntaie de pește. Acum știu, vă hăhăiți la formula asta, cercetătorii gălățeni. Da, e vorba de un grup de 4 cercetători de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați. Le urăm succes în proiectul lor. Aud că s-au speriat peștii din oraș, chiar și peștii din orașul vecin, Brăila. Au crezut că e vorba de ei, se pregăteau să adune brigadă, tată, să meargă peste tocilarii de la Universitatea din Galați. Calmați-vă, mă băieți, e vorba de omologii voștri din Dunăre. Ai privit așa apa și ai spus, azi canci. De fapt, vedeta acestui Crăciun s-ar putea să fie vaccinul anti-COVID. Asta ar fi cea mai importantă realizare. Dacă iese, împodobim bradul și masa cu doze de vaccin. Roșii, galbene, verzi, înfigem una și în vârful bradului. Da, lasă, hai să nu anticipăm că mai e până la Crăciun. Se apropie Sfântul Andrei, știți povestea cu pelerinajul de la peștera Sfântului Andrei din județul Constanța. Știți că autoritățile județene au interzis pelerinajul de anul acesta. Preasfințitul Teodosie le-a dat în judecată să anuleze ordinele, dar tribunalul i-a respins acțiunea. Pelerinajul rămâne interzis.
Bun, Teodosie, foarte bun. Ușor, ușor devin fanul lui. O să-i cumpăr toate albumele, o să-mi iau postere cu el, o să-i dau follow pe rețele. Strategia lui în această chestiune e simplă. Dacă deschide un proces, el iese în câștig indiferent de decizia tribunalului. Dacă ar fi anulat ordinele autorităților, ar fi fost supereroul pelerinilor. Batman, Superman, Super Teo, ceva pe acolo. Credincioșii ne-au cerut. E, acum că n-a reușit, credincioșii vor aprecia că măcar s-a străduit. Uite, domne, preasfințitul s-a dus peste ei, a încercat, mă, s-a zbătut pentru noi, dar judecătorii vânduți ocultei mondiale l-au refuzat. Nu e clar că-i mâna lui Bill Gates, nenorocitul i-a cipat pe magistrații ăia. Jos cu noua ordine mondială! Felicitări, domnul Teo! Oricât de antipatic ar fi uneori, cred că merită să-l promovăm. Da, domne, să-l punem prin guvern, să-l punem, nu știu, negociator, șef cu FMI-ul, cu Banca Mondială, cu Comisia Europeană, cu toți creditorii externi, cu producătorii de vaccinuri, cu producătorii de oxigen, de avioane F-16, de autostrăzi, de lumânări și tot ce ne mai trebuie nouă pe aici. Să avem pardon, am avut și ghinion. Ereditar, avem o gaură în buzunar. Dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securii.